Saltare su un Lord Guldan 2-3, ci viene Vanga la prima unboxing, Amici un mouse nuovo, l'hanno comprato in causa che mi ha lasciato un calcolatore nuovo, da che siamo di stesso nete, per indicato ce l'ha. E se della firma Omega di Kina, Arena no. Da, nano USB 12,4 GHz wireless da, non so da che si vede este pentru gaming non costa foarte mult dar una din pricina acestuia deoarece mai am un mouse. Dacă se potrivește la el, nu vom juca cu mouse-ul ăsta. Și surpriza, am calculator nou, nu este aici, să fie clar. Alea nu le băgați înseamnă ca să vă dute obiecte. Și-a zis, de fapt, asta nu contează, are diferite funcții, cu rotița, cele două butoane, butoanele laterale, nu știu dacă se văd fantele. Butoane laterale, adică aici, în partea asta și asta și asta, are butoane, are un buton aici, da, v-am zis, l-am luat pe firma Omega, Omega Flanco, mouse optic, opa, dacă vă întrebați cum se deschide, ei bine, de aici are o chestie, o fantă din care băgați degetul, trebuie să tăiați aceste două chestii de aici așa și tăiați după aceea pe lung. Bun, îți pare un mouse ok, problema care ar putea fi este, are sensibilitatea foarte mare, deci dau atâta din el și da, mișcă deja tot ecranul. Așa a fost împachetat, n-a costat foarte mult, nu vă voi spune prețul, deoarece unii comentează din cauza aceasta, în fine. Ce aș mai putea să vă zic, calculatorul este complet, în afară de boxe, boxe am eu aici, cine știe ce stați că poate vă pot și arăta. Am aici boxele, nu cine știe ce mai am și în camera mea, niște boxe mult mai performante ca cele ce ați văzut. Voi pune pauză și voi reveni, poate vă vedeți aici și voi reveni când voi desface mouse-ul. Și eu am revenit, am scos mouse-ul, cam așa arată scos. Jos, pornit, oprit, alte chestii. Aici se bagă bateriile. Văd că sunt două, așa, da. Pun aici deocamdată. Aici este micro USB-ul, cam așa arată. Nu este cine știe ce. Așa că da, are 2 ani garanție, este ok pentru mine, deoarece am nano USB și dacă se potrivește la celălalt, acesta nu îl voi folosi. Așa că mulțumesc că m-ați urmărit, deci cam așa arată încă o dată, 24 de luni garanție, 2 ani. Mulțumesc că m-ați urmărit, nu uitați de un like, pentru că mi-am luat și calculatorul și un ăsta. Calculatorul este de la Genius, apropo, are aproape tot ce trebuie, m-am gândit că îmi iau un mouse nou wireless. Deoarece nu mă încurcă cabluri. Așa că... Pa, pa!